Un autoturism care purta în parbriz în semnele zilelor Clujului a blocat accesul personalului de la ambulanță în curtea unui pacient. S-a întâmplat în Cluj-Napoca pe strada Sextil Pușcariu. Ghinionul a căzut pe un bărbat care a avut nevoie de îngrijiri medicale chiar în momentul în care mașina era parcată neregulamentar în fața porții de acces în curtea imobilului unde locuia. Ulterior, pacientul a fost transportat la spital, iar acum este în afara oricărui pericol. Echipajul serviciului de ambulanță Cluj fusese solicitat la un pacient cu infart, dar pentru că nu se putea intra în curte, acesta a fost scos peste gard cu ajutorul vecinilor și polițiștilor locali. A fost transportat la ambulanță, a fost stabilizat și ulterior transportat la Institutul Inimii, unde a rămas internat. A declarat Horea Simu, reprezentant al serviciului de ambulanță Cluj. Șoferul vinovat a fost amendat cu suma de 400 de lei pentru staționare neregulamentară și blocarea accesului. Mașina de ridicat autovehicole parcate ilegal nu a putut acționa din cauza că strada pe care s-a întâmplat evenimentul este prea îngustă.